Bine v-am găsit! Astăzi este prima Vineri Verde din România. Știți îndemnul? Mergeți la serviciu pe jos. Sunt chiar curios câți români au renunțat astăzi deliberat la automobil. Dacă există cineva, îl rog să ne scrie urgent pe Facebook. La Cluj s-a făcut deja marele anunț. Din aprilie, în fiecare vineri, transportul public va fi gratuit. Am văzut că mai mulți miniștri s-au deplasat astăzi cu doiul, cum spuneam noi când eram copii. Noi îi vom întreba cum au ajuns la birou pe cei trei invitați de astăzi a emisiunii Regiunea în Obiectiv. Atenție, cu toții actuali sau foști miniștri. Ca să glumim puțin, TVR Cluj e astăzi un fel de palat al victoriei. Sunt Ionel Lespuc, vă invit să ne urmăriți și pe Facebook. Vom discuta în prima parte despre agricultură cu ministrul de resort clujeanul Adrian Oros. Apoi va veni alături de noi Nicolae Burnete, fost ministru al cercetării, cu care vom discuta despre automobile ecologice sau mai puțin ecologice. Iar la ședința de guvern va lua parte și Aurelia Cristea, fost ministru delegat pentru dialog social și relația cu societatea civilă, cu care însă vom aniversa 5 ani fără fumat în spații publice. Începem așa cum am spus cu ministrul agriculturii, domnul Adrian Oros. Vă salut, domnule ministru. Bună ziua, vă salut și eu și pe cei care ne privesc. Întrebarea pe care am promis-o, cum ați ajuns la birou astăzi? Astăzi, într-adevăr, am ajuns și eu pe jos, pentru că, din fericire, stau la o distanță de 20 de minute pe jos de minister, așa că nu a fost foarte greu să vin pe jos la minister. Am înțeles. Cum vi se pare ideea asta cu Vinerea Verde? Da, a fost o provocare lansată de ministrul mediului. Mi se pare o idee bună. Trebuie să ne reamintim cu toții că, mai ales cei de vârsta mea, acum câteva zeci de ani, făceam lucrul acesta în mod curent. Adică deplasări de 15-20-25 de minute prin oraș era ceva normal. Nu e deplasarea la serviciu sau la casă. N-aveați mașină pe vremea aia? N-aveam mașină, nu numai eu, dar marea parte a populației nu avea mașină și eram obișnuiți să mergem fie pe jos, fie cu mijloacele de transport în comun. Și nu suntem acum cu nimic mai fericiți sau mai sănătoși, că avem mașini toți. Domnule ministru, sigur că discuția noastră nu era despre automobile și despre Vinerea Verde neapărat. Discuția noastră era despre agricultură astăzi. Și rugămintea mea este să îmi spuneți cum... Știți că TVR Cluj are un public destul de important din zona rurală a Transilvaniei. De aceea cred că oamenii sunt foarte curioși ce așteaptă anul acesta. I-am văzut deja pe câmp pe oameni însămânțând. A venit primăvara, practic. Vreau să-mi spuneți la ce trebuie să se aștepte mai întâi cei care cultivă pământul. Da. Suntem într-un an complicat, care vine după un an foarte complicat. Anul trecut, din nefericire, pandemia evoluției COVID-19 a impactat negativ și agricultura și industria alimentară, deși în aceste sectoare activitatea nu s-a oprit nicio clipă. Dar pentru că s-a închis Horeca sau alte sectoare de activitate care erau strâns legate de activitatea agricolă, s-au înregistrat pe parcursul anului trecut pierderi însemnate. Sigur, diferite de la sector de activitate, la sector de activitate. Și anul trecut am reușit să compensăm acele pierderi, fie din bani europeni, fie din bani publici, făcând acele scheme de compensare a pierderilor. Din nefericire, anul trecut, în zona Mării Negre, Dobrogea, sudul Moldovei și nord-estul Olteniei, s-a înregistrat și o secetă puternică, pedologică, foarte puternică, care a produs pierderi însemnate fermierilor. Am reușit anul trecut să acoperim o parte din aceste pierderi. Anul acesta așteptăm să vedem ce se întâmplă cu regimul precipitațiilor. Până acum nu este unul defavorabil până acum, dar sigur, mai este mult înainte și suntem foarte atenți pe tot ceea ce se întâmplă legat de acest regim al precipitațiilor, și noi și fermierii. Sigur că am încercat să prindem, să alocăm sume mai mari în această zonă de reabilitare a infrastructurii de irigații, dar cel mai ambițios proiect este acela de a finanța prin Programul Național de Redresare și Reziliență întreaga infrastructură privind strategia de gestionare a apei, pentru că nu ne gândim doar acum, peste un an, peste doi, trebuie să ne gândim că în
zona aceasta a Mării Negre, unde o parte din țara noastră este cuprinsă. În ultimii 42 de ani se înregistrează o secetă pedologică și un proces de deșertificare căruia trebuie să-i găsim leacul. Și de aceea am prins niște programe ambițioase în Programul Național de Reziliență și Redresare. Domnule ministru, este o șansă istorică pe care o aveți, dumneavoastră și ceilalți miniștri, să direcționați acești bani în proiecte naționale, în proiecte de țară, care să îmbunătățească viața românilor în viitorii, nu știu, 10-20 de ani. De aceea este foarte important ce anume veți face cu banii din PNRR. Și sigur că am văzut ieșirea domnului Ghinea, care ne-a spus despre Sistemul Național de Gestionare a Apei, despre irigații și sisteme antigrindină, despre păduri, perdele forestiere, biodiversitate și așa mai departe. Este întrebarea pe care vreau să o pun, are legătură cu asta. Ați colaborat îndeaproape cu domnul Ghinea? Adică ați elaborat acest plan împreună cu domnia sa? Sau domnia sa împreună cu dumneavoastră, mă rog? Da, trebuie spus că noi am gândit programul începând de anul trecut și în ultimele două luni, sigur, colaborăm cu cei de la Ministerul Fondurilor Europene și în cazul de față pe aceste proiecte pe care le-ați amintit cu colegii de la Ministerul Mediului, pentru că, vedeți, noi ne intersectăm această resursă importantă și vitală care este apa, o gestionează și cei de la mediu, dar o gestionăm și noi și de aceea această componentă, acest proiect îl vom gestiona împreună legat de gestionarea apei. Sigur că noi am depus și alte proiecte legate de agricultură, de învățământul dual agricol, de centre de colectare a lânii și apoi ce se întâmplă cu lâna, cu această resursă care, din nefericire, în ultima perioadă nu este căutată, deși este o resursă foarte importantă, cu banca de gene vegetală. Și avem mai multe proiecte comune și cu alte ministere legate și de partea de dezvoltare rurală a localităților, nu numai cu impact direct în agricultură, și cu Ministerul Culturii și cu Ministerul Economiei avem mult mai multe proiecte, sigur mai mici. Cel mai important pentru noi și cred că cel mai important ca proiect de țară, așa consider eu, probabil sunt subiectiv, este această strategie de gestionare a apei, care pe viitor va fi foarte importantă. Domnule Oros, haideți să facem o mică paranteză aici, că am mai văzut discuții despre această resursă care este apa și vreau să vă întreb, adică să le spuneți telespectatorilor ce nu înțeleg despre apă și despre faptul că ea este o resursă care ușor-ușor se duce. Da. Păi, noi trebuie să ne amintim toți ce am învățat la ecologie, că sunt trei resurse importante, naturale, pe care noi le-am moștenit și trebuie să le lăsăm cât mai puțin, să zic așa, afectate pentru cei care vin după noi. Apa, pământul și aerul. De aceea toate activitățile acestea omenești, inclusiv agricultura, trebuie să fie cât mai responsabile, în așa fel încât aceste resurse să le conservăm și să le lăsăm celor care vin după noi. În o anumită zonă a Europei, unde toată partea de sud-est a țării noastre este cuprinsă, se instalează, dar nu acum, de 42 de ani, se instalează o secetă pedologică, adică scade nivelul apei în sol, indiferent de regimul precipitațiilor. Și în 2018 a fost un raport făcut pentru toată această zonă, în care se consemna ce se întâmplă cu acest proces de deșertificare care se accelerează și că toate statele membre trebuie să aibă o strategie. Am găsit de cuvință că această strategie privind deșertificarea și gestionarea apei să o introducem în acest proiect național de relansare și reziliență, pentru că era ocazia de a utiliza niște sume foarte importante care până acum nu au fost, tocmai pentru a rezolva o bună parte din ceea ce înseamnă gestionarea apei. Trebuie spus aici, pentru cei care se uită la noi, că în 2018, în urma raportului, se spunea că costurile totale privind gestionarea apei ar fi de 27 de miliarde. Și ca să vă spun într-o frază ce ar însemna, înseamnă să încercăm să captăm, să transportăm, să depozităm fiecare resursă de apă pe care o avem la dispoziție, în așa fel încât pierderile să fie cât mai mici, să creștem suprafața umedă a țării, dar în același timp să reducem consumul de apă și să folosim o energie
cât mai verde. Asta ar fi într-o singură frază ceea ce ar trebui să constituie strategia de gestionare a apei. Pentru că dacă anul trecut am avut probleme cu apa în această parte a țării, cu apa pentru irigații, nimeni nu ne garantează că peste 10 ani, dacă lucrurile se vor întâmpla în același ritm, nu vom avea o problemă cu apa menajeră sau apa potabilă. De aceea, eu cred că este nu un proiect al Ministerului Agriculturii, este un proiect de țară. Am înțeles. Domnule ministru, am vorbit puțin despre agricultori. Haideți să mergem puțin către fermieri, să vedem ce probleme au ei cu creșterea animalelor. Sigur că și ei așteaptă ajutoare, și ei așteaptă abatoare, și ei așteaptă piețe de desfacere pentru carne. Ce planuri sunt, la ce trebuie să se aștepte în 2021? Trebuie să spun celor care se uită la noi, pentru că fermierii știu și agricultorii știu acest lucru, că pentru perioada 2021-2027 sunt alocate 21,5 miliarde euro bani europeni pentru tot ceea ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare Rurală, sau cum se va numi în viitor, Programul Național Strategic. Pentru că anul trecut a fost această pandemie, din nefericire vor fi 2 ani de tranziție. 2021 și 2022 vor fi ani de tranziție. Asta înseamnă că vom utiliza bani din nou program pe măsurile vechi, care au fost 2014-2020. Sigur că noi o să păstrăm în măsurile vechi, o să păstrăm acele măsuri care au fost benefice. Pentru că noi am definitivat o analiză SWOT și analiza nevoilor pe baza care am alcătuit Programul Național Strategic pentru perioada următoare și acolo am identificat câteva nevoi. Noi pornim de la un context. Odată, toate constrângerile care vin pe această strategie de biodiversitate, Farm to Fork sau Green Deal, unde peste 30% din bani trebuie să-i alocăm măsurilor de climă și mediu, adică agriculturii responsabile. Dar avem și noi problemele noastre care trebuie să le finanțăm. În primul rând, avem o proprietate foarte polarizată. Avem ferme foarte mari, probabil cele mai mari ferme din Europa, și avem câteva sute de mii, aproape 800 de mii de ferme foarte mici, care nu sunt ferme, sunt practic gospodării ale populației, ferme de subzistență, le-am spus noi. Aici trebuie să facem ceva în așa fel încât să apară cât mai multe ferme comerciale, ferme de familie, ferme medii. Apoi avem o asociere foarte slabă. Pentru cei mici, indiferent că produc sau procesează, singura șansă ca să crească puterea de negociere și să reziste pe piață este această asociere economică care se numește cooperativă. Sigur că în România sună nu prea asta bine. Mă gândeam, poate dacă îi spunem altfel, lumea va fi mai deschisă. Putem să le spunem agrohuburi. Să știți că cei mai tineri decât mine au descoperit asta. Sigur. Sunt mult mai pragmatici, trec mai ușor peste unele prejudecăți și au început să acceseze această formă de asociere pentru că, repet, este singura care le crește puterea de negociere și când își vând producția, reușind să o vândă toată și la prețuri competitive și când procură inputurile. Se pot organiza pe piață mai bine. Apoi avem o îmbătrânire a populației rurale și o îmbătrânire a fermierilor care iarăși o vom sprijini prin acele programe dedicate tânărului fermier. Avem un abandon al zonelor cu constrângeri naturale, în primul rând zona montană, dar și zona deltei. Avem iarăși sume destinate importante pentru aceste zone cu constrângeri. Apoi avem o balanță comercială deficitară. Asta este cea mai importantă chestiune care trebuie să o rezolvăm prin modul în care vom sprijini finanțarea investițiilor în depozitare și procesare. Pentru că noi, din nefericire, chiar dacă am avut ani cu ploi abundente, în care am avut producții mari, am exportat masiv cereale boabe sau cel mult animale vii și am importat hrană procesată cu mare valoare adăugată, astfel că între 2016 și 2019 am ajuns la un deficit de minus de 1,3 miliarde euro doar pentru sectorul acesta agroalimentar. Și avem o problemă constantă care am semnalat-o și anul trecut, acești vânători de subvenții pe care va trebui sau numărul lor să fie cât mai mic, în așa fel încât subvenția să ajungă cu adevărat la cel care lucrează pământul sau crește animalul. Cam astea sunt provocările viitorului și în așa fel am direcționat sumele, inclusiv pentru cei 2 ani care vin, pentru anii aceștia de tranziție, pentru că trebuie spus avem
6 miliarde de euro, 3 miliarde euro sunt plăți directe, se dau pe suprafață sau pe număr de animale și fermierii știu acest lucru, dar 3,2 miliarde sunt pe aceste măsuri de sprijin prin care vom finanța exact prioritățile de care povesteam domnule până ministru, acum. O ultimă întrebare pentru discuția noastră de astăzi. Poate că o misiune foarte importantă pentru dumneavoastră este, eu sunt convins că este, ca dintre produsele pe care le găsim în supermarketuri, cât mai multe să fie produse în România și, dacă se poate, și procesate în România. Da. Subiectul acesta l-am discutat în tot anul trecut și aici sunt mai multe componente. Sunt trei direcții de acțiune ca să rezolvăm problema produsului românesc. În primul rând, din punct de vedere administrativ, noi, prin această directivă a practicilor comerciale neloiale, care o să o punem, să zic, în aplicare până în mai, vom încerca să aducem pe picior de egalitate relația contractuală între micul producător și procesator și marele comerciant. Acum trebuie spus că în România micul producător și procesator este român și marele comerciant nu este român. De aceea, prin această directivă, vom reuși să punem pe picior de egalitate în relația contractuală. Dar vom stimula în continuare aceste forme de asociere care sunt cooperative, astfel încât pe toți producătorii și procesatorii mici să-i ajutăm să devină rentabili. Și am finanțat, v-am spus, am deschis linii de finanțare pentru această zonă. Toate cooperativele au cu 20% mai mult intensitate de sprijin decât, să zic așa, un agent economic sau un fermier care se prezintă singur să acceseze o măsură. Tocmai pentru a-i stimula. Și apoi, cel mai important lucru, în afară de organizarea pe care o face fermierul și producătorul și ceea ce se poate face din punct de vedere administrativ, ținând cont că suntem în Uniunea Europeană, rolul cel mai important îl are consumatorul. Dacă noi toți consumatorii conștienți și îngrijorați de ceea ce se întâmplă cu produsele românești, vom spune acasă și la școală la copii că cele mai bune produse sunt produsele românești și vom căuta în magazine produse românești, vă spun eu că toate magazinele, indiferent de mărimea lor, indiferent de acționariat, vor căuta să aibă pe rafturi produse românești. Acest lucru se întâmplă în toate țările membre. Este vorba de educația consumatorului. Noi trebuie să le spunem copiilor noștri să consume produse sănătoase, produse proaspete și produse românești, pentru că sunt mai bune. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Sper să mai acceptați invitații la TVR Cluj și în viitor. A fost alături de noi ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros, care este practic singurul ministru clujan din guvernul Câțu. Ne-a spus, așa cum ați văzut, că avem nevoie de o educație a consumatorului român, în așa fel încât acesta să aleagă produse românești, să caute pe rafturi produse românești. Un lucru foarte important, asta vă spunem și noi dumneavoastră, căutați produsele românești la raft, s-ar putea să fie mai ieftine, s-ar putea să fie mai bune, s-ar putea să fie mai proaspete. Asta a fost discuția cu ministrul Agriculturii. Mergem acum însă la al doilea invitat, un fost ministru de data aceasta, ministrul Cercetării Nicolae Burnete, cu care vorbim despre automobilele electrice versus automobilele clasice cu motoare termice. Domnia sa este președintele Senatului la Universitatea Tehnică din Cluj și profesor la această universitate, la Catedra de Autovehicule Rutiere. Vă salut, domnule Burnete, să vă spun domnule ministru. Odată titlul ăsta obținut e pe viață. Și sunt mândru. Bună ziua dumneavoastră și la toată lumea și mulțumesc pentru invitație. Cum ați ajuns la birou astăzi? Cinstit cu automobilul. Pentru bun, că de la mine nu este electric. Am cam 25 de minute cu automobilul. Știți că era vineri, astăzi este vinerea verde și i-am văzut la televizor pe toți miniștrii venind cu rucsacul în spinare. Eu vă cred, eu m-am dus cu automobilul, n-are rost să spun altceva, pentru că fac foarte multe mișcare, 8, 10, 15 km zilnic, dar la servici nu mă pot duce pe jos. Pot să vă recunosc acum că și eu am ajuns cu automobilul la mine, dar aici, la Cluj, cred că e și o chestiune de infrastructură, adică nu de oriunde poți ajunge oriunde într-un timp rezonabil și atunci apare discuția asta. Domnule Burnete, haideți să vedem de ce mergem înspre direcția aceasta și cât de eficientă, cât de viitor este direcția aceasta de a merge spre transportul electric
Da? Știm că la Cluj, da, există acest deziderat ca din 2026 toată flota de transport public să fie electrică. Din aprilie vor intra primele 24 de taxiuri electrice din acest lot. Sigur că erau rătăcite prin vechea flotă de taxiuri a Clujului automobile electrice, dar acum sunt 24 într-un singur pachet și urmează probabil și altele. Pe de altă parte, v-am auzit spunând la o conferință că automobilul electric are valoarea lui, însă nu vom renunța niciodată, dar niciodată la automobilele, probabil că se termină petrolul, da? La automobilele clasice. Este normal și ceea ce se întâmplă în Cluj astăzi, apreciez faptul că s-au introdus acum câțiva ani automobilele electrice, faptul că mereu se încearcă acest lucru de aducere de automobile electrice, de automobile nepoluante în zona de transport în comun, este un lucru foarte bun. Și mă bucur că Clujul este chiar pe primul loc în țară la acest lucru. Mobilitatea urbană necesită automobilul electric. Poate că pentru noi, pentru oamenii simpli, automobilele compacte cu propulsie electrică vor asigura deplasarea în viitor, în vinerile din 2030-2040. Da, vedeți că se lansează și noua Dacia Spring, că tot vine primăvara și va fi probabil cea mai ieftină mașină electrică din zona asta a lumii. Nu știu cum e, ce mai este prin Asia, că s-ar putea prin India sau China să găsim mașini mai ieftine electrice, dar aici în Europa cred că va fi cea mai ieftină. E o soluție pentru români? O să treacă toți românii la noua Dacia de la Logan, urgent? Eu vreau să vă spun că la departamentul de autovehicle rutiere la care lucrez eu, noi avem automobilul electric, îl avem de 8 ani. De asemenea, pentru că a spus de Dacia Sport, colegii mei care colaborez foarte bine de la Universitatea din Pitești, Dacia Sport, să știți că era aia teșită de pe vremea lui Ceaușescu, asta e Spring. Da, știu. Dar asta electrică se datorează și muncii colegilor de la Pitești. Trebuie un pic să facem un pic de diferență între ce visăm să fie și ce va fi în realitate. Pentru că ar trebui să ne gândim și la plăcerea aceasta de a conduce și ar trebui să ne gândim la faptul că suntem practic la a treia revoluție a automobilului electric. Eu nu pot să uit că în 1900 în America erau 38% vehicule cu propulsie electrică. 40% erau cu aburi, 40% și 22% erau cu propulsie cu motoare pe benzină. Cine se gândea că motorul pe benzină, motorul diesel vor sălta atât de mult? După aceea situația s-a inversat, a venit prima criză a petrolului în 1973, când prețul petrolului a crescut brusc de la 3 dolari la 12 dolari pe baril, apoi a doua criză în 1979, când s-a ajuns la aproape 40 de dolari pe baril și a apărut a doua revoluție a automobilului electric, când iarăși în Statele Unite s-au produs zeci de mii de automobile electrice. Uite că astăzi, în 2020, de fapt de câțiva ani tot discutăm de acest automobil electric. Credeți că perioada lui va fi din nou la fel de scurtă? Bine, sigur, apar și alte provocări. S-au apărut deja mijlocul de transport cu hidrogen sau se caută tot fel de alte soluții. Cercetătorii, poate puteți să-mi spuneți încotro se duc. Din punctul meu de vedere, în marele metropole, și uitați-vă că sunt atâtea orașe care au zeci de milioane de locuitori, nu se vor putea dezvolta decât dacă utilizează automobilul electric compact. Dar în rest, pentru transportul în exterior, interurban, pe autostrăzi, automobilul clasic va rămâne. Trebuie să ne gândim și la următorul lucru. La tipurile de automobile, probabil că automobilele de lux, automobilele SUV, vor merge cu propulsie hibridă, motor termic pentru să producă energie electrică, și motorul electric pentru propulsie. În schimb, automobilele mai mici vor merge probabil cu partea aceasta de propulsie electrică. Iar cele mai ieftine probabil că vor merge chiar cu hidrogen sau cu pile de combustibil. Automobilele hibrid, dacă tot sunt cu motoare termice, până la urmă poluează și ele, n-am rezolvat mare lucru. Sunt de acord, dar prea dăm vina pe poluarea produsă de transportul rutier. Uităm de transportul maritim, uităm de transportul aerian. Vreau să vă spun doar atât. Partea aceasta de transport
prin măsurile care s-au luat trecând de la Euro 1 în 1992 la Euro 6 în 2014, a reușit să reducă poluarea cu procente semnificative. De exemplu, monoxidul de carbon s-a redus cu 80%, oxizii de azot undeva cu 85%. Motoarele cu ardere internă care vor consuma cantități mici de combustibil vor face și poluare redusă și vor asigura și energia electrică pentru propulsia automobilului electric. Dar permiteți-mi să pun o întrebare pentru toată lumea. Energia electrică, curentul, din ce se produce? Acum sperăm că se produce cât mai multă energie electrică, dar prin mijloacele acestea un pic mai avansate, nu cu cărbuni. Sigur că în rețeaua națională este într-adevăr o parte însemnată obținută din cărbuni. Dacă îmi permiteți un pic, ați vorbit de China. Stau și mă gândesc că în 2001 China producea cam 700.000 de automobile pe an. Acum a ajuns să producă peste 25 de milioane. Practic e primul producător în lume. În timp ce țările mari, Germania, Franța, Statele Unite s-au cam menținut la producție, China și India au crescut foarte mult. De exemplu, în 2018 China producea aproape 1 milion de automobile care se duceau spre propulsia electrică. Dar China produce astăzi energie electrică din cărbune în proporție de 78%. Și atunci, este sau nu este poluantă automobilul electric, având în vedere că energia o produc din cărbune? Dacă vreți, mergem și în Germania. Germania produce cărbune plus gaz metan plus energie nucleară undeva la 60-65% energie electrică din astea. Este sau nu este poluantă? Sigur că dacă mă uit la Norvegia, care merge pe 90% din apă, discutăm despre altceva. De fapt, țările nordice au și altă orientare pentru propulsia electrică. Domnule Burnete, vreau să vă întreb unde credeți că merge mobilitatea? Ați vorbit despre mașinile noastre cu motoare termice care au viitor, dar vedeți, de exemplu, am citit undeva că în Singapore încep să se demoleze autostrăzile. Noi încă nu le avem, acolo deja încep să se demoleze. E altă filozofie într-o lume foarte avansată spre care tindem și noi până la urmă. E normal, facem parte din această lume și pentru că m-ați întrebat de mobilitate, noi trebuie să ne asigurăm mobilitatea nouă, dar trebuie să avem grijă și de mobilitatea generațiilor viitoare. Și asta o facem în special prin comportamentul nostru, pentru că dacă mă duc numai la automobilul electric sau văd mai nou că deja facem discuții foarte interesante despre automobilul autonom, trebuie să-mi iau și niște măsuri de precauție și să-mi pun și întrebările de ce, cum. Deocamdată, automobilul cu motor termic, că-i diesel, că-i pe benzină, funcționează și ne asigură mobilitatea. Cel electric trebuie să țin cont de autonomie, știți foarte bine. Să țin cont de climatizare, să țin cont de faptul că dacă afară mai puțin de 20 de grade sau mai mult de 20 de grade, automat autonomia scade semnificativ. Marea bătălie cred că este la baterii, nu? Cele mai rezistente dintre baterii vor crea mașinile cele mai scumpe din viitor. Da, pe de altă parte trebuie să mă gândesc și cât durează încărcarea unei baterii, ca și la rezervor, că dacă îmi încarc rezervorul în 2 minute cu benzină sau cu motorină, mă duc 800 de kilometri autonomie. În schimb, în 10-15 minute de încărcare rapidă la automobil electric, nu mă duc mai mult de 100-150 de kilometri. Am văzut, pe de altă parte, că sunt țări care testează drone. Sigur că cine are acum o mașină de 10 ani nu își permite să se gândească probabil nici la o mașină electrică, dar rămite la drone. Dar ca să vorbim despre direcția în care mergem, s-ar putea să vedem că taxiul care ne vine la scară o să zboare. Eu cel puțin îmi doresc acest lucru, mie îmi place să zbor, îmi place să văd lucrurile mai de sus. Este foarte interesant, dar vă dați seama că deocamdată pentru noi sunt doar niște vise, niște pași. Eu dau un exemplu simplu, pe strada mea, și le spun și la studenți, pe strada mea sunt 100 de case. Dacă fiecare casă are 2 autoturisme, soț, soție, când toți ajung acasă cam pe la aceeași oră, 19-20 seara și toți introduc în priză, ce se întâmplă? Noi nu avem rețelele
prevăzute pentru acest lucru. Dar mai este ceva, ați spus de baterii. N-am văzut niciun studiu până acum care să-mi pună în evidență ce se întâmplă cu reciclarea bateriilor de la automobile electrice. N-am văzut niciun studiu care să-mi pună în evidență ce se întâmplă în caz de accidente cu pacienții, adică, pardon, cu pasagerii din automobil, cu cei care intervin la descarcerare sau la alte chestiuni legate de aceste accidente. Ați vorbit despre studenții dumneavoastră și ultima întrebare ar fi legată de ei. Sunteți la Catedra de Autovehicule, la Departamentul de Autovehicule Rutiere de la Universitatea Tehnică. Are viitor această linie? Mai vorbim mult despre autovehicule? Vor ieși la pensie, să spunem, din această, pe această linie studenții dumneavoastră? Eu le spun și la studenți acest lucru. Rolul inginerului este să gândească. Asta trebuie să facem noi. Lăsăm pe ceilalți să facă alte lucruri. Și le spun la fel, dragilor, dumneavoastră ieșiți la pensie, dacă vă ajută Dumnezeu, și veți beneficia de automobile cu motor termic. E adevărat că noi avem niște studenți mai deosebiți și ne sunt foarte dragi, pentru că spun mereu, dacă cei care vremelnic ne conduc, știu ce avantaj avem că lucrăm cu studenții care sunt tineri, probabil ne-ar mai tăia încă 25% din salariu sau ceva. Avem acest avantaj că lucrăm cu ei, ne menținem tineri și plăcerea de a lucra cu ei ne ajută și pe noi în ceea ce facem. Eu sunt mândru că pot să fiu coleg cu studenții cu care lucrez. Dar nu mi-a spus dacă ies la pensie din lucrând la autovehicule rutiere. Am spus în felul următor. Liniștiți de azi la pensie dacă ne ajută Dumnezeu. Și vreau să mai spun ceva. Aici la Cluj avem singura facultate de autovehicule rutiere din România. Și încă ceva, în programele de studiu am introdus și propulsia electrică, am introdus și propulsia hibridă, tocmai pentru că vrem să ținem pasul cu tot ceea ce apare în zona de transport. Și da, propulsia cu hidrogen, pentru că primăria tocmai are în plan să achiziționeze primele autobuze cu hidrogen la Cluj. Și de asemenea, autovehiculele, am văzut că în curând se va scoate la licitație autobuzul autonom la Cluj. Foarte scurt, vă rog, că asta nu era planificată, întrebarea asta. Niciun fel de problemă. Dar ce înseamnă autobuz autonom? Pentru că dacă vorbim de fără șofer. Știu, dar uitați-vă, și acum automobilul meu și al dumneavoastră are un grad de autonomie parțială. Că noi comandăm unele lucruri, dar până să ajung la gradul 3 sau la gradul 4, care înseamnă 4 înseamnă autonomie completă, când șoferul devine, dacă vreți, inutil pe autostradă și la parcare, mai este mult. Iar autonomia totală înseamnă că noi vom fi doar pasageri în automobil. În condițiile astea pot să întreb, oare ce se întâmplă cu hackerii? Sau atunci când sistemele interacționează între ele și ne creează probleme, ce se întâmplă cu interacțiunea și cu, dacă vreți, cu radiațiile electromagnetice care apar de la toată senzoristica automobilului într-o intersecție? E o întrebare bună, o să ducem întrebarea mai departe la primărie, să știți că e un risc pe care și-l asumă Clujul, care este pionier de fapt. Sunt puține orașe din lume care au așa ceva, în Europa cel puțin, am văzut la Viena, la Paris, dar nu foarte, și mai sunt patru orașe într-un program pilot. Domnule Nicolae Burnete, fost ministru al cercetării, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Da, am bifat al doilea ministru și mergem la al treilea. Vom vorbi în minutele rămase cu doamna Aurelia Cristea, și nu pentru calitatea dânsei de fost ministru pentru dialog social în cabinetul Ponta, ci pentru că în această lună se împlinesc fix 5 ani de când avem legea antifumat în spațiile publice, o lege pe care am salutat-o încă de atunci și practic aniversăm acum 5 ani. Da? Să rămână, doamnă Cristea! Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație! Haideți să discutăm puțin despre legea antifumat, despre cum o vedeți acum la 5 ani. Sigur că s-a tot vorbit despre ea. Ea se mai încalcă pe aici, pe acolo, chiar și în Parlamentul României. Dar, per ansamblu, pentru sănătatea românilor, că tot este Vinerea Verde, da? Pentru sănătatea românilor este un lucru foarte important. Cu siguranță este un lucru foarte important și
Sunt convinsă că dacă n-am fi fost în acest moment special al existenței civilizației omenești, acela al pandemiei, probabil că ați fi luat niște interviuri de pe stradă și marea majoritate a celor intervievați ar fi spus că este o lege bună, pentru că eu primesc în continuare mesaje de acest gen. Sigur, până la momentul la care lucrurile au funcționat în spațiile închise, inclusiv industria Horeca, care în momentul acesta sigur că e extrem de limitată în funcționare. Dar ceea ce e trist și ce ați menționat și dumneavoastră este faptul că de acolo de unde trebuie să pornească exemplul de respectare a legii, acest lucru nu se face. În continuare se fumează în spitale, în cabinete medicale, în spitale, în continuare se fumează în instituțiile publice și în continuare se fumează în Guvernul României sau în Parlamentul României, ceea ce este un lucru foarte grav și un lucru care, practic, denotă o lipsă crasă de respect pentru lege. Acolo unde ești chemat și oamenii te-au mandatat să dai legi și să le exprimi până la urmă voința lor de a schimba în bine România, tu ești primul care trebuie să o respecti, nu să încalci legea respectivă. Să știți că primul lucru bun care s-a întâmplat, după părerea mea, este că am avut, de exemplu, premieri care erau fumători înrăiți și care n-au putut să se atingă de legea asta, să o schimbe în niciun fel, ceea ce este un lucru lăudabil sau, mă rog, care vorbește puțin despre rezistența acestei legi. Cu siguranță noi vorbim acum de 5 ani de zile de la momentul intrării în vigoare, pe 17 martie. Au fost destui premieri în perioada asta. Știu că au fost destui premieri, dar în același timp a devenit deja un mod de viață. Cred că marea majoritate a populației nu vrea să mai trăiască în modul în care s-a trăit până în urmă cu 5 ani de zile în spațiile publice închise. Nu mai vor să socializeze sau să relaționeze în spații publice închise în fum de țigară. Și atunci, devenind asta o obișnuință și un mod de a trăi, este clar că există o rezistență foarte mare a societății civile în schimbarea legislației. Și acesta, într-adevăr, este un lucru îmbucurător și arată, practic, faptul că și la noi se poate. Ce putem face să mergem și mai departe, referitor la respectarea acestei legi, acolo unde spuneați dumneavoastră că nu se respectă, în Parlament, în Guvern și așa mai departe? De ce? Cum putem să-i facem pe oamenii care cred că sunt intangibili să respecte totuși legea? Eu cred că fiecare moment în care arătăm faptul că nu se respectă legea, atât prin atitudine proprie a celui care constată lucrul acesta, cât și prin intermediul mass media, conduce foarte mult la un nivel de respectare a legii. Acum, cu siguranță și este importantă și aplicarea sancțiunilor de către organele abilitate să facă acest lucru. Dar este important să luăm atitudine atât la locul de muncă și încurajez acest lucru, pentru că am mai constatat și mi s-au mai adus la cunoștință aspecte legate de instituții publice de primării în care sunt încă birouri în care se fumează sau chiar primarii care fumează în birouri. Și cine poate să-i spună primarului, domnule primar, nu fumați în birou? Oricine trebuie să-i spună primarului. Poliția locală care e în subordinea dânsului? Oricine, da, chiar poliția locală ar trebui să-i spună acest lucru. Păi dar cât mai lucrează polițistul acolo după aceea? În mod normal, având în vedere că este un funcționar public, n-ar trebui să aibă probleme, dar cu siguranță fiecare se ferește cumva de a lua o astfel de atitudine și atunci preferă anonimatul și a sesiza la persoane care pot să ia atitudine aspectele respective. Vă mărturisesc că într-o deplasare cu echipă de la TVR am intrat într-o benzinărie care avea un mic salon, da? Și am găsit în acel salon la o masă vreo 7-8 polițiști, da? Îmbrăcați regulamentar, cu chipiu, cu toate alea, cu mașinile parcate în față, pe care nu-i vedeam, era ceață. Pe cine puteam să sun în momentul ăla? Să sun la 112, să chem poliția? Da, eu cred că da. Deci nu neapărat să chemați poliția. Poliția era deja acolo. Trebuia făcut o sesizare pentru că și respectivii au superiori. Și evident, eu nu cred că aceste cazuri sunt izolate.
Ceea ce eu continui să cred este faptul că de fiecare dată trebuie să le reamintim celor care intrăm în contact atunci când încalcă legea respectiv, celor care sunt reprezentanții autorităților sau instituții publice, că ei sunt primii meniți să asigure respectarea legii și să vegheze la respectarea ei. Și atunci și o discuție amiabilă poate fi de foarte multe ori de ajutor, nu neapărat să sunăm la 112 pentru un astfel de caz. Sunt astfel de situații, așa cum știți cum e, sunt la fiecare lege pe care o avem în țara aceasta și așa cum codul rutier se încarcă de atâtea ori și poate este unul dintre lucrurile cele mai relevante dacă ne gândim că o secundă ne poate costa viața, e clar că aici cu atât mai mult lucrurile pot fi la un moment dat neglijate din acest punct de vedere și când spun neglijate să înțelegeți că e pus în ghilimele de rigoare. Într-adevăr, nu aș vrea să generalizăm pentru că în cea mai mare parte lucrurile se respectă. Este o lege care a adus, cel puțin în primii 2 ani de zile, o reducere a incidenței bolilor respiratorii cu aproape 50%. Asta este o statistică dată de Ministerul Sănătății la momentul respectiv. Sigur că nu mai avem acum, cel puțin de 2 ani de zile, nu mai avem astfel de statistici. Având în vedere că am intrat și în anul acesta de pandemie, toată lumea s-a concentrat pe efectele COVID. Dacă porți mască, nu prea mai poți să fumezi. Asta poate fi considerat un lucru bun. Dar e interesant, dacă ați urmărit statisticile, câți dintre români s-au lăsat de fumat în acești 5 ani? Există și o reducere a persoanelor fumătoare, însă tot așa va trebui să apelăm la statisticile medicale, pentru că de acolo ne vin toate informațiile. Ceea ce pot să spun este că există în acest moment o asociație, o fundație, România 2035 fără tutun, și în cadrul ei milităm pentru ca în 2035 să avem prima generație care nu mai fumează sau incidența celor care fumează să fie sub 10%. Este de altfel un curent mondial acesta de reducere a numărului de fumători. Sunt tot mai puțini. Având în vedere că... Cel puțin în țările civilizate, de astea din Occident, din Statele Unite, mă refer. În toate țările civilizate și acolo unde statistica funcționează, iar comunicarea aceasta publică este prezentă cu privire la ce reprezintă tutunul în incidența bolilor, practic 25% din cancerele care ar putea fi evitate sunt asociate bolilor produse de fumat. Și în contextul acesta vă dați seama că este un curent la nivel mondial de reducere a consumului de produse de tutun. Doamna Cristea, sunt 5 ani de când este legea aceasta în vigoare, dar sunt și 5 ani pentru dumneavoastră în care ați putut să priviți retrospectiv. Vreau să vă întreb ce a însemnat pentru cariera dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, ați lăsat ceva palpabil în urmă, mai mult decât mulți alți politicieni. Pe de altă parte, cariera dumneavoastră politică n-a mai avut strălucirea dinainte. Putem comenta asta puțin? Sau a fost o decizie deliberată de la un moment dat? Știu că sunteți bunică și că vă place să stați cu nepoțelele. În primul rând, ce înseamnă o carieră politică dacă nu produce rezultate pozitive în viața oamenilor? E aceea o carieră politică? Eu nu o consider. Dar sunt, să știți, sunt vreo 600 de oameni într-un parlament, da, aproape 600. N-am numărat câte mandate au fost de după Revoluție. Nu mi-amintesc 10 oameni care să fi pus atât de pregnant o amprentă pe ceva, pe atât de palpabil, atât de vizibil. Sigur, sunt, dar zic că sunt foarte puțini, îi poți număra pe degete, pe cei care și-au pus amprenta clar asupra vieții oamenilor. Sunt un om pragmatic, sunt un om care a intrat în politică din mediul privat și s-a întors din politică în mediul privat. E adevărat, printr-o decizie deliberată, clar, la momentul respectiv, de a mă dedica vieții de familie, având și
ceva probleme de sănătate cu mama mea și în același timp încercând să îmi dedic timpul primei nepoate care a apărut în viața noastră. Dar, repet, pentru mine este foarte important să știu că am rezultate în ceea ce fac. Iar dacă ai o carieră politică în care doar te muți de la un partid la altul sau pur și simplu ai reușit să-ți mai prelungești mandatul și n-ai produs niște efecte pozitive, pentru mine nu este relevant o astfel de carieră. Doamnă Cristea, nu trebuie să fii în Parlament ca să ai idei importante, da? Sunteți de acord cu principiul acesta? Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră aveți și alte planuri. Sunt convins că știți cum să le manipulați, să le împingeți un pic ca să fie, să devină importante. Legat de sănătatea oamenilor, pe aceeași linie, să spunem, cum este fumatul. Am văzut că, de exemplu, fumatul acesta electronic creează mari probleme și apar cazuri, unele dintre ele, cumva surpriză pentru medici, nici ei nu știu cum să le trateze. Este foarte adevărat și la fel de adevărat este că în acest moment la nivel mondial se duce o luptă împotriva acestor produse încălzite de tutun sau device-uri electronice, cum le mai numesc producătorii, care sunt din ce în ce mai nocive și care au un target foarte clar, generația tânără și foarte tânără, pentru că sunt extrem de atractive pentru ei, iar primul lucru și primul pas care trebuie făcut în sensul a reducerii expunerii către copii și către generația foarte tânără a acestor produse este reglementarea publicității acestor produse. Asistăm în ultimii 2-3 ani de zile, sigur, cu largul concurs al celor care s-au aflat la guvernare și care s-au lăsat manipulați. Și când spun s-au lăsat manipulați, vă rog să rețineți că spun în ghilimele, la fel, cu ghilimele de rigoare, de către industria tutunului și nu au reglementat această piață în sensul publicităților. Asistăm la publicitate online din greu, asistăm la publicitate prin evenimente sponsorizate de industria de tutun, când este clar că pentru a avea sustenabilitate și a avea generații sănătoase, doar consumul de tutun este unul dintre lucrurile pe care n-ar trebui să-l practicăm. Am înțeles, doamnă Cristea, deci mai e nevoie de cineva ca dumneavoastră ca și lucrul ăsta să se reglementeze, așa că sper să găsiți metoda să candidați peste 3 ani ca să rezolvăm și problema fumatului electronic. Mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi doamna Aurelia Cristea, inițiatorul legii antifumat și de asemenea a fost ministru al dialogului social. Eu sunt Ionel Spuc, salutul meu din ultima perioadă, alege știința, alege să te vaccinezi, toate cele bune, să aveți un weekend perfect, la revedere!